8 la 7 în favoarea războinicilor. O cursă foarte importantă. Cristina Nedelcu împotriva Dianei Senteș. 3, 2, 1. Să vedem, va reuși Cristina să aducă punct faimoșilor, așa cum a făcut-o în runda a doua împotriva Dianei Senteș. Ajunge prima Cristina Nedelcu, aruncă mingea ca la basket în coș. Tehnică diferită, n-a ajuns la acea minge. Să vedem, a plecat ceva mai rapid Diana Senteș. Să vedem ce se va întâmpla la al doilea punct de colectare. Spuneam în runda precedentă, Cristina a învins-o pe Diana, a adus puncte echipei sale. Cea mai mare diferență înregistrată a fost de 2 puncte. M-am oprit puțin pentru că a avut ceva probleme Cristina când a împins carul. E greu să-l miști din loc, pur și simplu e foarte dificil. Dar are un avans Cristina Nedelcu pe care, în mod normal, ar trebui să-l gestioneze. Să vedem însă ce se va întâmpla la final. Va fi 8 la 8? Va fi din nou egalitate? Sau va fi punctul războinicilor care i-ar duce foarte, foarte aproape de panoul cu bani? Împinge cu putere Cristina Nedelcu. Ultima porțiune a traseului. Cele 3 scânduri în care trebuie încetinit ca să nu sară mingile din car. Începe Cristina Nedelcu, ajunge și Diana. Dă Cristina foarte bine, cade primul băț, cade și cel de-al doilea. Din nou Cristina, al treilea. Cristina, să vedem, al patrulea băț, presiune uriașă pe Diana. Fantastic final. 1:35 este cel mai bun timp la fete. Ne batem în 6, băi! Să mă rog, reușesc să pornesc de pe loc! În 6! Hai, zero! Bravo, bravo, băi, bravo! Zero, hai, tata, da? Concentrat! Jocul pentru panoul cu bani. Concurează Damian Ferruccio împotriva lui Alina Andronic. 3, 2, 1. Să vedem care echipă va ajunge la cota 9. Cea mai mare diferență de până acum, de doar 2 puncte. Au revenit incredibil din urmă faimoșii. Să vedem, Ferruccio împinge carul. Alin are pe traseu o viteză în plus. Să vedem ce se va întâmpla pe ultima porțiune. Turnanta așează mingile, deja aproape că iese din turnanta Alin. Oricum, Ferruccio a crescut enorm. Ferruccio a venit mai târziu aici în campurile Exatlon. Perioada lui de adaptare, normal mai mică decât a celorlalți, forțat să concureze împotriva celor mai buni, așa cum se întâmplă și acum.
Dar Ferruccio a făcut aici la Hexatlon, deși e de puțină vreme, câteva curse foarte frumoase. Să vedem. Începe Alin. Două bețe jos pentru Alin. Cade și al treilea, cade și al patrulea. Să vedem, va cădea și al cincilea, da. Trei recorduri stabilite astăzi de Alin Andronic. 1 minut și 9 secunde este timpul înregistrat de Alin, cu 10 secunde mai bun decât precedentul care aparținea 1.19. 9 la 8 în favoarea războinicilor. Simi, hai să zic și ție ceva, vino un pic. Hai, spune-i tu din tehnica. Hai, Ana. Îmi place la ștafetă. Simi, atentă și orice avantaj îl iei, da? Orice avantaj. Nu te relaxezi nicio secundă, da? Te duci avion. Hai, să vină ștafeta, hai. Nu, frate, că e legat. Mi-a ieșit din el, așa am mers jumătate de curs. Așa? Da? Da. De acolo. Ți-a căzut aia pe picior, ți-a tras? Timi, și aici cap curat atât, că intră. Mă mănâncă pălnele, câștigăm cocoșii. Haide, mă, ăsta, să că s-a rotit carul, așa? Trebuie să câștig timp. Ana, poți, Ana! Trebuie să pui frână. E frumos dacă l-a luat și pe ăsta. Ajungem acasă. Vreau euroleile, lire, dolari. Deci mi-a dat alea 4, cum l-a luat Alin. Vreau banii să vină de gata. La panou, să fie gata. În favoarea războinicilor. Imediat vom afla dacă avem sau nu flag race. La start se află Ana Georgescu pentru a treia oară pe traseu, adversară Simi pentru a doua oară. Baftă, fetelor! 3, 2, 1... Interesant, Ana Georgescu, două victorii din tot atâtea posibile. Simi a concurat odată și a câștigat după un final, însă foarte lung. Să vedem dacă Ana Georgescu își va duce echipa la ștafetă mixtă, unde sunt șanse reale să o vedem din nou pe traseu pe Ana Georgescu, la cum s-a prezentat astăzi. Ana pune șoldul stâng în față, Simi pe cel drept, mai rapidă puțin, Ana mișcă mai repede totuși carul. Ana, egalitate între fete, ies în același timp din turnantă. Vom avea un final de poveste în care atât pulsul concurentelor, al coechipierilor, dar și al vostru, al celor de acasă, va fi unul mare, pentru că scorul este 9 la 8 în favoarea războinicilor. Poate fi victoria albaștrilor sau putem vedea ștafetă mixtă dacă Ana reușește a treia victorie consecutivă. Să vedem, iese Ana Georgescu. Simi va arunca, cred, însă prima. Să vedem, ia mult mai rapid inelele Ana și începe totuși Simi. Simi doboară primul băț, dă foarte bine și Ana, să vedem, ca două bețe, trei, incredibil, Simi, foarte aproape, Ana Georgescu latează, două bețe la faimoși, două bețe la războinici, șterge discul bățul, cade, să vedem, Simi, e punctul războinicilor care merg la panoul cu bani, se termină 10 la 8, Simi purtată pe brațe, aruncată asemenea unui antrenor,
după o victorie mare în fotbal. Ce zi! Bravo, războinici! Bravo, faimoși!